S-a încheiat o nouă etapă din cadrul Ligii a 4-a la fotbal. Scorurile etapei cu numărul 5 aparțin formațiilor Progresul Palanca și Voința Slobozia, care au învins cu 6-1, respectiv 6-3, formațiile ASE Silver Inter Zorile și Zmei Ogrezeni. Iată însă și celelalte rezultate ale Ligii a 4-a în urma meciurilor disputate sâmbătă 8 septembrie. ASE Prundu, ASE Real Vărăști 5-1. AFC Avântul Florești, ASE Ghimpație Purești 5-2, ASE Spicul Izvoru, FC Bolintin Malu Spart 1-4, CS Rapid Clejani, ASE Viitorul Vedea 5-0 și CS Adunații Copăceni, ASE Scărișoara 3-1. În partida disputată în deplasare, echipa giurgiuveană Nova Force a învins formația Dunărea Oinacu cu scorul de 5-1, 2-0 la pauză, iar marcatorii au fost Stan, Jelescu, Pârvu, Boteanu și Ristea. Având în vedere că deja s-a efectuat prima retragere din campionat, în speță echipa Dragonii Ogrezeni, Nova Force pierde cele 3 puncte câștigate în urma meciului disputat cu această formație în prima etapă. Cu toate astea, echipa de la Giurgiu se află pe locul al 4-lea în clasament cu 9 puncte. Sâmbătă 15 septembrie se va disputa etapa cu numărul 6, când CS Nova Force Giurgiu va întâlni pe teren propriu echipa Avântul Florești.